Bun venit la bucătăria de Ia Plasă. Pentru cei foarte puțini care nu mă știu, numele meu este Liviu Ragnea și o să încercăm împreună prin aceste filmulețe să descoperim niște rețete ușoare, niște rețete care nu sunt grele, pentru că eu am încercat și de alea grele și așa am ajuns la emisiunea Procurori la cuțite și nu vă recomand asta. La fiecare ingredient pe care o să-l prezint, voi prezenta și beneficiile alimentului respectiv, pentru că eu cred că a venit timpul să începem să mâncăm sănătos din grădina proprie. Și cum bine știm, fiecare român are o grădină proprie unde cultivă legume, fructe, mai ales ăia care stau la bloc. De asemenea, o să poreclesc fiecare aliment după câte un politician, ca să rețineți mai ușor ordinea ingredientelor. Astăzi o să gătim tocăniță roșie, pentru că roșu e culoarea trădătorilor și trădătorii trebuie tocați, evident. Începem cu uleiul de măsline, ca să-i frigem bine. Recomand uleiul de măsline din ograda proprie. Cu siguranță majoritatea dintre voi aveți câte o vilă în Grecia sau Italia, unde puteți să vă puneți muncitorii să culeagă măsline și să le transforme în ulei, iar apoi să vi-l trimită în România. O să-i spunem acestui ulei Kelemen Hunor, pentru că la fel ca acest ulei și Kelemen Hunor e alunecos și se dă pe lângă cine câștigă alegerile. Turnăm un kil, două de ulei, că avem bani, ce naiba, așa, pe tot. Apoi roșiile, cărora le vom spune ciolacul, pentru că așa se înroșește și el după ce își epuizează cele 6 cuvinte din vocabular. Tăiem bine roșiile. Tăiem tare. Dracu ciolacul, și-a niște țitare. Cine e șeful acum? Cine e șeful acum, ciolacul? Așa. Mă scuzați, este de fiecare dată în bucătărie este samuraiul din mine. Băgăm roșiile aici. Așa. E foarte important să folosiți roșii din serele pe care le dețineți prin județul Telorman, că doar toți avem câte una din asta, ce naiba, trăim la același nivel. Apoi vin și ridichile, cărora le vom spune firea, ca să le rețineți mai ușor. Smulgem ușor ridichile, iar apoi le tăiem ușor, ușor. Președinție trebuie, a? Să te văd cum candidezi acum pe bucăți trădătoare. Așa. Mă iertați, sunt foarte pasional în bucătărie. Mă ia valul. Și, bineînțeles, ingredientul cheie, carnea, recomandată de Vita Kobe. O găsiți ușor la câteva sute de lei kilo, un pleac. O să o denumim la nimereală DNA. Carnea trebuie bătută bine, ca să o mestecăm cât mai ușor. Începem să o batem cu ciocanul. Cum e? Cum e? 2 ani cu executare, a? 2 ani cu... Te bag și în dubă după. Să-ți pierzi și gagica, să-ți pierzi și gagica! Mă iertați? Ia flama mereu când gătesc. Și mâncăm carne. E demonstrat de nutriționiști că alimentul ăsta, carnea, dă o stare de nervozitate. Și pe final, niște pătrunjel, care este mai mult pentru aspect. Deci n-are un rol prea important. Pentru asta o să-i spunem Iohannis. Aruncăm acolo și începem să amestecăm. Aceasta este tocănița roșie pe care am pregătit-o astăzi.
După cum vedeți, cu ingrediente naturale, provenite de pe moșii de câteva sute de mii de euro, se poate găti ceva sănătos acasă. Nu trebuie să mergem la supermarket și să dăm câteva sute de lei pe toate porcările. Aștept data viitoare pentru următoarea rețetă, pentru că se face deja târziu și am demers 2 ore până în cealaltă parte a casei. La revedere!